astăzi voi cumpăra noua ofertă cu capibara pe Stumble Guys, oameni buni, pentru că skinurile capibara a venit în Stumble Guys și practic n-am mai jucat de 100.000 de ani Stumble Guys, așa că practic a revenit cu seria, așa că nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel și de asemenea nu uitați să dați un follow pe Instagram, desigur. Înainte de toate, trebuie să ne asigurăm că avem și follow-ul pe Instagram, acolo bifat, forță rău de tot. Bun, și oameni buni, practic suntem înapoi aici pe Stumble Guys, din nou oferta asta cu Miss Miau pe care am mai cumpărat-o odată și cineva mi-a dat refund la ea și practic e singurul skin epic de care mai am nevoie și nu știu dacă o voi cumpăra, n-am nici cea mai mică idee. Avem aici niște oferte noi unde practic poți să cumperi speciale, dar de fapt nu le cumperi pentru că gen sunt doar două speciale, asta albastră și asta verde, și ai o șansă de 0.5, adică mi se pare o prostie, sincer. Și da, oameni buni, practic vom cumpăra skinul de capibara și vom da meciuri cu capibara și de asemenea nu uitați că mărciul Ice Island oficial s-a lansat pe iceland.ro și până una alta, hai să cumpărăm skinul de capibara. Deci, efectiv, voi cumpăra skinul de capibara dacă toată lumea dă like în secunda asta. Deci, efectiv, dă un like și voi cumpăra skinul de capibara. Ok? Ai dat? Perfect. Și un subscribe? Ai dat? Ok, perfect. Hai să cumpărăm skinul de capibara. Bam! Let's go! Bă, dar nicio animație atât gen... Doar atât, adică pe bune. Ok, nicio problemă. E important că l-am cumpărat. Și l-avem, uite-l aici. Ha! Capibara, bă, s-a cam dus capibara, termin cu capibara, deci cam late to the party, Stumble Guys. Și am auzit că se va adăuga o nouă hartă, dar cred că despre chestia asta vom discuta într-un alt episod, pentru că gen, nu știu, mi se pare că s-au dat niște poze cu noua hartă, mi se pare că sunt niște poze cu noua hartă, n-am nici cea mai mică idee. Ideea e că cica apare undeva prin... nu știu, săptămâna viitoare sau ceva de genul. Și probabil vom face un videoclip separat despre chestia asta. Dar i-au dat capibara. Bă, și aveam și un emote, dar nu făcea nimic pentru că era doar o capibara. Dar, deși, o să-i dau equip, ok? Deci o să-i dau equip din următorul match. Bine! Ok, bun, perfect. Let's go, let's go, let's go. Și fii atent. Oh, primul ca de obicei. Ok, ok, ok. Bun. Oh, no! Bă, ce noob sunt, frate. Vezi dacă mă grăbesc. Deci uitați-vă și voi dacă, dacă vă grăbiți, uitați-vă ce se întâmplă. Asta se întâmplă dacă vă grăbiți. Boing, boing. Ok, perfect, și acum bam, capibara. Oh, bun, forța României. Ia să vedem cum va fi această hartă. Ok. Bine, cum va fi pe partea de noroc, pentru că cu toții știi cum e harta asta, nu? Gen, trebuie să sari și să ghicesc. Oh, wow! Oh, actually, gen, vezi cum am dus... ah, ok, cred că nu mă calific. Ah! Ba, mă calific, fii atent. M-am băgat prin ei! Ok. Boing. Ok. Haide. Haide. Ușor, ușor, vă rog, bun. Haide. Hai. Ok, bun. No! De ce am dat pum? Nu am dat din modul greșit. Let's go! Bine rău de tot. Și ca să n-ați observat, am șapca Ice Island și beau din can Ice Island și am tricou Ice Island. Deci sunt 100% sigur că n-ai observat asta. O, Space Race. Bă, să fie asta un win cu capibara direct din primul match. Nu prea aș crede, dar... ar fi un vis, gen, ar fi un vis frumos, gen. Trebuie să recunosc că ar fi un vis destul de frumos. Da. Bad luck, bro, bad luck, bad timing. Da, nu. N-am avut noroc, bro. N-ai ce să faci, că n-ai noroc, n-ai noroc, ok? Deci că nu ai noroc, nu ai noroc. Zero șanse să mai fac vreo șustă în momentul de față. Da. Decât poate să ghicesc, uite că s-au dus aia pe acolo și o să mă duc eu pe Asian. Să fiu sigur care o ia în direcția asta. Nah. Bă, vezi că chiar aveam dreptate, gen. Vezi că chiar aveam dreptate, dar prea târziu oricum.
Bă, capibara, ok, cred că știu de ce n-am câștigat. Fii, n-am câștigat pentru că n-aveam emote-ul capibara, gen. Nu l-aveam aici, bă, frumos. Gata, acum pentru că am emote-ul de capibara, o să am noroc 100% de astea aici, că vreau să mai îmi customizez ceva, vreau să customizez footstep-urile și vreau să-mi pun 2023, ok, pentru că suntem în 2023 și gen... Da, adică gen... Are sens. Ok, let's go. Bun, hai să vedem. În momentul de față vreau să vă spun o chestie. Dați like. Atât am avut. Uite, vrei să cineva n-a dat like și efectiv m-a lovit ciocanul, gen. Adică, what? Nociv? Bă, am dat nociv în meci, nu cred. Uite, e nociv. E realu. What? Mă, l-ați văzut? Măi, nociv unde e? Stai așa că vreau să mă întâlnesc cu el. Uite, e nociv! What? E nociv! Oh my god, e realul, fraților. Nu cred că am dat de nociv în meciul meu de stumble, guys. Uite! Wow! Ce tare! Nu, nu m-am calificat! Da, ok. Bă, ok, gen... Nu cred că era totuși nociv, dar... Era panică, avea și skin-ul și scria și nociv. Oh my god. Da, până una alta, hai să stăm liv și să dăm un match. Frate, vreau un win cu capibara, pe bune. Gen, come on. Nu, nu sunt sponsorizat de Fanta. Ok. Bun. Oh. Oh. Bă, ce, bă. Efectiv, cea mai proastă chestie posibilă. Gen, efectiv, cel mai prost me- no, ies din joc, alte patru. Efectiv, am fost nevoit să restartez meciul din cauza problemelor tehnice. Adică, nu că am pierdut sau ceva, pur și simplu mi-a dat creș PC-ul sau ceva. Bă, frate, oh, uite, băiatul ăsta e content creator, o, respect, frate. Cum îl cheamă? Saka. A căzut. Lol. Da, deci tare rău, are numele roșu. Eu când oare? Ok. Mergem. Yeah. Oh my god. Oh, s-a dus în spate omul meu, gen. Ok, cred că ai zis nu mai are sens. Bă, da, nu o să mă plictisesc, cred că niciodată, de melodia asta de la Stumble Guys. Rafael mi-a zis că, băi, lumea îi suportă melodia de la Stumble Guys. Și eu am zis, bă, Rafael, eu ascult melodia de la Stumble Guys și în timpul liber. Gen, efectiv, fotbal cu capibare, gen. Bă, sunt sigur la capibara de aici, adică, gen, e ceva ciudat, adică, de ce nu mai nimeni capibara, adică nu e decât 1000 de gemuri sau ceva de genul, care asta înseamnă probabil 1.000.000 de euro minim, dar, da, adică, de ce sunt singura capibara de aici? Boing. Bă, frate, stai! Stop, stai! No, nu e regulă. Stop! Oh my god, dude. Ok. Ușor. Ok. Nice. That's nice. Ușurean, vă rog. Hai, bun. Isaac, bun, perfect. Oh, mamă, regele. Mamă, wow. Wow, ce gol impecabil. Imaculat. Ok. Bun. Din vara la steaua. Ok. Ușor, vă rog. Ok. Oh, wow. Ok, aia a fost destul de agresiv, nu știu ce. Mamă, frate. Sunt cel mai agresiv capibara pe fotbal. O să pierdem. No. Noi nu permit așa ceva. Eu nu permit așa ceva, am zis. O să pierd, probabil. Bă! Come on, man. Uite, deci tu, 3-1. Wow, ok. Bă, frate, dar de ce nu câștigi cu capibara, frate? Deci cu capibara n-ai voie să pierzi, ai faza. Și eu tot pierd, adică... Încep să-mi pun întrebări, efectiv. O fi de la mine, o fi de la joc. Ce este greșit cu mine, oare? Totul pe ăsta. Oh my god. Ok, cel mai corect meci din Ohio. Bă, frate. Oh. Ok. Era o capibara.
Bă, fițear, jocul! Frate, m-a buguit acolo! Tomolo! Sta mărgai, dacă vedeți asta... Ok. Boing. Cea mai tare calificare din lume. Nu. Sunt trist. Sunt trist. Am dat 1000 de gemuri. Care n-am nici cea mai mică idee cât înseamnă. Gen, trebuie să verific pe o capibară ca să nu fac niciun win, frate. Adică totul pe ăla ce zboară, Bobby 2006 îl cheamă pe el. Bobby 2006. Ok, bro. Ok, Bobby 2006. În regulă. În regulă, Bobby 2006. Wow! 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 Big respect! Wow! Laser Tracer! De când am jucat harta... O, urăsc. Efectiv, cred că e cea mai... Bine, nu. Nu cred că se poate compara cu Botbeș. Gen, Botbeș cred că e totuși cea mai... Nu, fotbalul. Nu, actually... Nu, actually, toate jocurile de echipă. Nu, cred că actually urăsc Stumble Guys-ul sau ceva. Nu, dar gen, efectiv, harta asta mi se pare... Bă, uneori și mechile uneori e oribilă. Dar... de multe ori e oribilă. Când vin foarte multe laseri și efectiv n-ai ce să faci. Dar acum că stau să mă gândesc, cred că și Botbeșu e... E cel puțin la fel de oribil. Nu, cred că Botbeșu e oficial pentru mine cea mai oribilă hartă. Și toate hărțile de echipă. Gen... Absolut toate de echipă. Pentru că, spre exemplu, dacă joc cu cineva, cu vreun YouTuber și amândoi avem AI-uri în echipă, adică boți, ori boții mei, ori boții lui sunt mai buni. Adică niciodată nu e echilibrat, gen. Efectiv, o echipă trebuie să fie mai bună, dar gen procentual, gen boții aia sunt setați să fie mai buni decât ceilalți în cealaltă echipă de 100.000 de ori. Adică n-ai cum să schimbi asta. Poți să fiu cel mai bun jucător de fotbal, spre exemplu, că dacă boții mei din echipă sunt cei mai proști, n-ai cum să câștigi. Trebuie să bați sistemul. Ok, actually eu încep să vorbesc pe ei și nici nu-mi dau seama că e finala. Și oh my god, săracul ăla. Ok. Bine, bă! Primul win cu capibara. Let's go! Bine! Mamă! Și asta l-a durat decât 12 minute. 13, acum. Care, de fapt, au însemnat mult mai mult, dar... Bă, da, tare capibara, dar acum vreau să joc și cu Pixel Guy. Pentru că îmi era dor de el, trebuie să recunosc că îmi era dor de Pixel Guy și n-am controllerul la îndemână, gen. Pentru că aș fi jucat cu controllerul, chiar eram atât de hype să joc cu controllerul, dar nu l-am. Așa că voi juca în continuare din minunata mea tastatură. Hai să vedem. Tilefall. Da. Vă place cum se aude tastatura mea? Mie îmi place și la nebunie, dar... Gen, nu prea puteți să auziți că gen, e mai departe microfonul și nu o să-l dau acum mai aproape. Pentru că probabil o să pierd, pentru că este un joc foarte... Wow, ok. Bă, de ce tot se strâng pe aia? N-are niciun sens. Bro, ăștia sunt boți, efectiv. Gen, refuz să cred că ăștia sunt player real, gen. Hop. Opa, cine e pe primul loc? Da, eu sunt pe primul loc. Nu mai știu cu nimic că sunt pe primul loc pentru că este prima rundă. Dar, hei. Wow, bine rău de tot pe Paint Splash. Bă, îmi place arta asta de când am descoperit că pot să mur pe gardul ăla la final și gen, nu mai trebuie să aștept să apară legend. Dar, în rest, urăsc arta asta, gen, cred că urăsc toate hărțile, gen. Ok. Bun. Let's go. Frate, efectiv. Știi ce observ eu? Eu niciodată n-am dat de un hacker pe Stumble Guys. Gen, și mă bucură chestia asta și nici nu vreau să dau de vreun hacker. Gen, tot văzusem că există hack-uri pe Stumble Guys sau oamenii joacă pe Stumble Guys cu hack și am văzut shorts-uri și chestii cu hack-uri și gen, bă, eu niciodată n-am întâlnit un hacker. Sau am întâlnit și nu mai mi-aduc aminte, dar gen, chiar mă bucur că n-am întâlnit niciodată un hacker. Voi ați întâlnit vreodată vreun hacker în Stumble Guys? Ok, din nou, harta mea preferată. Hai că preferată, dacă e, cred că jocul ăsta mă ascultă. Zic că nu-mi place o artă și mi-o dă non-stop. Gen, când zic că nu-mi place fotbalul, îmi dă fotbal. Bă, da, efectiv, bă, eu chiar cred că urăsc cel mai mult harta de fotbal. Pentru că am avut-o și în episodul ăsta și m-a lăsat cu un gust așa amar. Cred că harta de fotbal o urăsc cel mai mult. Gen, pur și simplu, frate, și când nu joci cu boții, tot e stupidă uneori. Ok,
Fii atent, uite de la asta, uite de la performanțele mele, la abilitățile mele de a da cu pumnul, care nu sunt deloc bune. Dar vor fi mai bune pe zi ce trece. Nu știu ce zic aici. Da. Ok, haide. Hai, let's go. Woo! 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 Mamă, wow. Stai, calmează-te puțin, Ice Island. Că nu e chiar așa. Ok. Mamă, regele. Uite-te la schemele mele pe care le fac aici. Ok. Fiți atenți, uitați-vă la asta. Bam! Aolo, i-am distrus cariera. Efectiv, i-am distrus cariera. Nu mai. Mi-a ajuns. Oameni buni, cam ajuns cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Am cumpărat Capic Bara. Dați un like dacă vreți să facem un videoclip despre noua hartă. Pentru că eu nu știu prea multe. S-a anunțat ceva la news. Da, faptul că a apărut un skin de Capic Bara. Știu deja asta pentru că am dat 1000 de gemuri. Care cât înseamnă chiar? 25 de lei probabil. Ce-a fost, Ice Island? Pa, pa!